Și apropo de modul în care ni se modelează lumea, digitalizarea este din ce în ce mai importantă în tot ceea ce ni se întâmplă. Tocmai de aceea, tema următoare pe care vă propunem este transformarea digitală este perturbatoare. Cum vine asta? O să ne explice Alexandru Tănase, Digital Business Advisor la Argo. În aplauzele voastre, vă rog. Dimineața tuturor. Hai să mergem, nu merge. Merge. Bună dimineața încă o dată. Cred că dacă ne coordonam sau vorbeam dinainte cu domnul Bodea, nu ne sincronizam atât de bine în mesaj, având în vedere că a atins două puncte esențiale, și anume digitalizarea și acel challenge care se întâmplă de obicei. Bun, așa am ales să-mi denumesc eu prezentarea de astăzi și aș vrea să încep și cu o mică întrebare, provocare în același timp. Deja vă zâmbete, pare că e o întrebare bună. Cine își mai amintește de cartela de 2000 de minute cu 2000 de mesaje la 3 euro? 2006. Destul de multă lume, minunat. Și eu mi-amintesc că eram în facultate și am stat, să vin la mijloc. Am stat la o coadă, eram în Iași la Hotel Europa, vreo 300 de metri avea, n-am prins din păcate, ulterior am putut să o iau la suprapreț. Așa că acela a fost un moment foarte perturbator sau a challenge-uit cel puțin operatorii tradiționali care erau la momentul respectiv. Dacă mai dăm puțin timp, tot prin acea perioadă a fost și apariția iPhone-ului, iar acum recent, ca să nu ne axăm tot pe zona asta de tehnologie, țin minte că am văzut testarea pneurilor fără presiune și fără aer. Nu știu dacă ați văzut-o, dar pare o tehnologie foarte bună și cu viitor. Va fi practic pentru benzinării, cum au fost mașinile electrice, cam așa o să fie tipul ăsta de anvelopă pentru vulcanizări. Deci în felul ăsta o să decurgă lucrurile. Bun, acum întrebarea care se pune, e tehnologia perturbatoare sau cât de perturbatoare sunt anumite tehnologii sau anumite organizații în piață? Însă ceea ce aș vrea eu astăzi să vorbesc este din perspectiva unui consultant care implementează soluții tehnologice, sisteme informatice, dacă acestea perturbă sau sunt disruptive în companie sau în organizație. Răspunsul este că da, doar că nu într-un mod pozitiv, ci din contră, într-un mod negativ. Bun. Îmi amintesc cu ocazia asta, ca și poveste de perturbare negativă. Eram în 2016, în telecomunicații lucram, la unul dintre mari operatori de atunci, și dădeam o raportare săptămânală în fiecare vineri seară. Era un Excel pe care trebuia să-l completăm, îl dădeam către team leader, team leaderul prelucra, ne mai dădea înapoi câteva reply-uri pe mail, după care îl procesa, îl prelucra și îl dădea mai departe către directorul de vânzări. Moment în care eu m-am gândit, ok, dar hai să folosim totuși un Excel online, să completăm toți în același loc, să avem același template, să nu mai stăm, să mai plimbăm mail-uri între noi. Am zis că într-o săptămână e ok și o să realizez treaba asta. Două luni de zile adunat ca să poți să implementezi treaba asta într-o echipă de 6 persoane. Dacă îmi spunea cineva de la început că așa va fi, ziceam, du-te mă, lasă, într-o săptămână o facem, mai să vezi. Doi dintre colegi, chiar și după alea două luni de zile, ziceau că nu, eu o să trimit așa cum știu, lăsați că le procesează mai departe, că nu. Unii zic, da, cred că e dau că vi s-a întâmplat și vouă sau că la fel mai trimiteți rapoartele, adică... Bun. Dacă plecăm de la Sfânta Treime de bază și anume oameni, procese, tehnologie în această ordine, e important să le luăm pe fiecare în parte, iar ca și caz concret, eu o să vorbesc puțin dintr-o perspectivă tehnologică al anumitor implementări, dar o să vedem că în ecuație foarte importante, de fapt, cele mai importante sunt oamenii și procesele. Și anume, o să luăm două exemple, să spunem compania 1, care își dorește să facă o implementare sau să actualizeze anumite procese, anumite sisteme, și compania 2, ambele pe același calapod. Prima companie are deja un sistem, în cazul nostru, noi implementând tehnologii, soluții de la Microsoft, să zicem, Navision, care este sistemul core. Poate să fie Navision versiunea 2013, 2016, 2017 și își propune în viitor, să zicem, oricare ar fi acel viitor în termeni absoluți, să aibă ultima versiune, care se numește Business Central, și o vom denumi o schimbare incrementală, în sensul că e un sistem, există o logică, sunt procese în spate, de acolo nu mai e teoretic un pas atât de mare în a ajunge la starea actuală a lucrurilor, teoretic. Compania 2 însă, să ne imaginăm că e o companie mult mai mare, are anumite sisteme legacy, folosite de 30, de 45 de ani, am întâlnit o companie care avea sisteme de 45 de ani,
Iar atunci pentru ea diferența asta, gap-ul, va fi masiv, l-am denumit aici. Din prima imagine, dintr-o privire, și anume prima întrebare care se pune aici este: care e magnitudinea schimbării? În primul caz e unul incremental, cum am zis, în al doilea e unul masiv. Deja ne dăm seama că pentru compania 2 riscurile sunt mai mari, adopția tehnologică sau a proceselor poate fi mult mai riscantă, procesele organizaționale se pot institui mult mai dificil din punctul ăsta de vedere. Întrebarea 2 este: care e viteza cu care se va întâmpla schimbarea asta organizațională? Aici, dintr-o perspectivă tehnologică, să spunem că upgrade-ul pentru compania 1, iar planul de proiect, să zicem cel standard, analiză, design, dezvoltări, customizări, implementare, training utilizatori, fază de go live, durează 8 luni. Atât transmite, să zicem, un furnizor tehnologic. În cazul 2, fiind o implementare mult mai mare, termenul este de 18 luni. Aici intervine o mare întrebare, și în sensul că, din punct de vedere tehnologic, astea sunt termenele asumate de furnizor. Dar întrebarea e, din punct de vedere oameni și procese, e suficientă viteza asta? Iar nouă de multe ori practica ne arăta că nu. De cele mai multe ori, acele 8 luni din punct de vedere al oamenilor durează 12 luni, sau cum a fost cazul meu, de la o săptămână cât credeam eu, la 2 luni și jumătate, pentru că asta e viteza oamenilor, așa funcționează organizațiile. Iar cu cât e organizația mai mare, cu atât o să ne dăm seama, cu atât mai greu sunt de împins angrenajele ei. Iar în cel de-al doilea caz, poate fi de la 18 luni la 24 de luni. Deci, și aici e de fapt întrebarea și concluzia. Ok, ce e de făcut? La fel, din experiența și din perspectiva noastră, trei lucruri, la fel, sau trei concluzii aș spune. 1. Gândește-te bine dacă viteza ta organizațională a oamenilor coincide cu viteza tehnologică. Din punct de vedere biologic, poate, sau tehnologia a avansat într-atât de mult, încât noi ca oameni de multe ori încercăm sau găfâim, ne chinuim să ajungem din urmă. 2. Nu subestima niciodată termenele. Când spui că îți va lua un anumit timp să faci un lucru, în realitate, și dacă nu e vorba doar de tine, în realitate îți va lua mult mai mult. Și 3. Apelează la un consultant, care poate fi atât intern cât și extern. Să ai un project manager care a mai trecut prin astfel de implementări, știe unde să se lovească, pentru că, iarăși, de cele mai multe ori, când ne dăm seama că termenul real nu e de 8 luni, ci e de 12 luni sau de 24 de luni, de multe ori ne dăm seama undeva pe aici, pe la mijloc. Și atunci devine o presiune. Hai să renunțăm la anumite lucruri, hai să grăbim puțin testarea, hai să partea de change management să nu mai facem atât de bine. Sau ok, le-am spus oamenilor, cred că au înțeles. Bun. Noi în Argo implementăm atât sisteme core, sisteme ERP, dar și sisteme customizate, care pot funcționa în conjuncție cu sistemele ERP. Din punctul acesta de vedere, soluțiile pe care noi le adoptăm sunt cele din gama și din ecosistemul Microsoft, Navision sau AX, Axapta sunt vechile denumiri. Din punct de vedere implementări, se implementează de peste 36 de ani la nivel worldwide, sunt sute de mii de implementări, practic sunt soluții foarte, foarte robuste din punctul ăsta de vedere. Pe lângă ele, cu ajutorul diagramelor de proces, noi în Argo avem chiar o echipă dedicată care gestionează procesele de business și modul în care ele sunt desenate și în care putem articula ca planul de proiect să fie în consonanță cu procesele pe care noi le putem desena. Avem și o platformă de automatizare care practic asta face, are integrate mai multe tehnologii la care putem apela pentru a ne ajuta și pentru a susține toate aceste schimbări și modificări. Drept dovadă și câțiva dintre clienții noștri, în sensul că avem o viziune și un unghi larg din punctul ăsta de vedere, pare că mă încadrez și în timp și chiar și mai devreme, iar gândul de final cu care vreau să vă las este acela pe care l-am mai dat, ca și jocul Tetris, care iarăși la rândul lui a fost perturbator în momentul în care s-a lansat, adoptat de foarte multe persoane. La fel și jocul acesta al schimbării sau al modificărilor operaționale pe care vrei să le faci. Și o să las un gând de final, pentru că de cele mai multe ori tehnologia te poate ajuta și te poate replia și te readuce pe drumul potrivit. Mulțumesc tare mult! Asta a fost tot!
Alexandru, îți mulțumim mult de tot. O să te rog frumos să rămâi alături de noi pe scenă. În cazul în care sunt întrebări, o să vă rog frumos să însemnalați ca să vin cu microfonul. Tot Marta. Marta este cea mai silitoare astăzi. Da. Știi, când stai în sală și ești curios? Idei. Nu, da, pui întrebări. De regulă eu nu am acest. Și atunci profit acum. Din punctul tău de vedere, este mult mai bine să lucrezi cu companii antreprenoriale sau cu companii multinaționale pentru ceea ce faceți voi? Sunt diferențe mari în modul de lucru. Sunt diferențe în ceea ce privește abordarea, cu avantaje și dezavantaje de ambele părți. Poate o zonă multinațională sau o organizație corporatistă are câteva proceduri sau niște proceduri pe care le respectă. Din punctul ăsta de vedere, pașii pot fi mult mai bine dimensionați. Din perspectiva antreprenorială, abordarea poate fi și este, în general, mai directă, mai straightforward. Și atunci te poți aștepta ca anumite decizii care se iau într-o companie antreprenorială să se propage mult mai repede și mult mai eficient la nivel organizațional. Am avut situații în care, din punct de vedere al CEO-ului, se spunea, da, ok, așa vom face. Dar, din nou, ne întorceam la aceeași idee de bază, viteza cu care merg oamenii. Cu toate că, dacă la nivel executiv există această direcție, există acel change management, nu l-am mai spus acum, dar îl spun de obicei în prezentări, change managementul, cu toții l-am învățat în facultate, la master, era un aspect atât de plictisitor și atât de boring, aoleu, iar change management. Dar practica ne arată că e deosebit de important. În piața din Statele Unite, unde s-a făcut o statistică, change managementul este factorul numărul 1 de insucces în implementări, în schimbare organizațională, în transformare digitală, în orice vreți voi. Deci din punctul ăsta de vedere o să răspund politically corect, pentru că depinde, e cel mai prost răspuns pe care poți să-l dai, dar abordarea poate fi diferită și depinde de la caz la caz, pentru că am simplificat aici foarte mult compania 1 și compania 2, dar cu fiecare companie are propriul sos secret, de asta e bine să o faci cât mai personalizat și cât mai adaptat specificului pieței în care operează și industriei respective. Sigur. Cred că ar trebui să mă gândesc puțin, dar cred că e undeva jumătate-jumătate. Dacă ai văzut în slide-ul anterior, de obicei sunt companii medii spre mari, deci aș spune, nu știu, jumătate-jumătate, empiric, da. Empiric, ai zice jumătate-jumătate, dar o pot documenta ca să-ți răspund mai exact. O întrebare aici. Da. Chiar vreau să spun că ce ai spus tu legat de acea perioadă s-a întâmplat într-o companie cu care colaborez, trebuia să dureze un an implementarea unui sistem, a durat 2 ani și problema e că acum anumite hibe apar pentru că anumite lucruri, anumite procese au fost grăbite. Care ar fi fost soluția? Trebuiau trenuiți oamenii în paralel cu implementarea IT și tehnologică sau cum vezi tu că, sau cât a mai durat procesul ca să se întâmple că fapt de 24 de luni de fapt vor fi cred că și mai multe luni. Cum vezi tu soluția? Și eu desenul pe care l-am dat e tot din practica pe care n-am avut. Avem decalaje de implementări. La fel, soluția nu e una singură, dar e foarte important ca top managementul să transmită în organizație faptul că se vor întâmpla lucruri și asta nu o să fie la fel cum au fost până acum. Adică nu luăm un flux de hârtie, îl scanăm și îl facem la fel. Adică nu o să funcționeze. E fix ca exemplul pe care îl avem noi cu seniorii din familiile noastre, prin trecere de la utilizarea telefonului fix la utilizarea smartphone-ului. Adică nu poți să lucrezi în același mod pe smartphone, la fel cum butonai și făcea pe telefonul fix. Adică trebuie să adopți o altă mentalitate, un alt fel de... E o schimbare de paradigmă, dacă e să iei așa. Tehnologie e doar, nu știu, un instrument care te ajută să faci lucrul ăsta, dar putem să scoatem tehnologie în ecuație și putem să ne gândim la orice altceva, la orice, nu știu, transformare pe ce motiv vrei tu sau vrei să pivotezi într-un alt model de business. E același lucru. Deci a spune că change managementul e foarte important și oamenii trebuie să aibă drive-ul, adică de cele mai multe ori în rețetele de succes pe care le-am întâlnit a fost că ideea tehnologiei și a digitalizării pleca de la top management, dar și oamenii din jurul lui, în sensul că poate aveau, știi că era și o denumire, un fel de ambasador ai digitalizării sau erau anumite persoane cheie la care puteai apela că, ok, poate distanța ierarhică e mai mare și atunci nu te duci direct la top management, dar mergi la ierarhicul tău și atunci te adresezi către el. Acei pioni ai schimbării, ai tehnologiei sunt foarte importanți. Iar, cum a zis și cum poate ai observat și tu, de multe ori când vezi gap-ul ăsta, se întâmplă pe la jumate și atunci top managementul nu mai acceptă, nu mai vreau să fac, pentru că am băgat, am avut atâția bani, am
consumat atâtea resurse, uite oamenii în loc să facă, să producă, s-au ocupat de implementare și atunci se, din contră, e mai perturbatoare decizia pe care o iau ei la, la momentul respectiv. Deci în zona asta aș duce, adică e important să vezi, McKinsey iarăși are o, un fel de assessment digital prin 7 pași pe care poți să îți monitorizezi organizația în a vedea cât de pregătiți sunt din punct de vedere digital, tehnologic, care e apetența lor de a consuma anumite lucruri și doar în felul ăsta îți poți da seama. Dintr-o perspectivă de implementare, un project management bun, spre exemplu, își dă seama poate de la început că sunt lucruri care scârție. Oamenii care vor, ni se întâmplă și nouă, în care, păi da, dar lucrurile astea le-am avut în sistemul vechi, le vreau și în cel nou. Ok, le ai, dar într-un alt mod diferit, care poate pe tine individual, ok, trebuie să mai dai câteva clicuri în plus, dar pentru, la nivel organizațional ajută prin raportare, prin simplificare de proceduri, prin. Și atunci, iarăși, ne întoarcem la change management. Iarăși am răspuns complicat, din păcate nu am un răspuns, că știi cum e, rețetele nu funcționează și mersi. Bună dimineața, numele meu este Vlad Mihălăchioiu, cochetez cu antreprenoriatul de vreo 4 ani de zile. Întrebarea mea ar fi dublă. Există o posibilitate să existe un pattern pe care să-l porniți de la început, ca antreprenorul să înceapă pe o valoare? Și a doua întrebare, dacă v-ați gândit și pentru businessurile mici, cum putem începe să implementăm chestia asta? Pentru că de cele mai multe ori ne dăm seama prea târziu că avem nevoie și nu știm de unde să începem. Nu cred că sunt eu persoana potrivită să răspund la zona antreprenorială, mai degrabă domnul Bode aici sau Marta, care au experiență relevantă în o să spun poate la fel, dintr-o perspectivă tehnologică, la o companie mică sau la început de drum, teoretic drumul e mai simplificat, în sensul că poți să achiziționezi sau să-ți iei o aplicație gata, făcută, de pe raft. E cea mai directă și simplă abordare. La companii cu cât cresc sau cu cât sunt mai mari, nu funcționează strategia asta. Dar la un startup, în măsura în care ai o aplicație off the shelf, o iei și o poți, te poți adapta și îți creează, îți aduce valoare în business, e cea mai bună abordare. Ulterior, în momentul în care vrei să scalezi, cu siguranță vei avea alte rețete. Iar la prima ta întrebare, din păcate, la fel, din perspectivă tehnologică, nu e o rețetă. O să-ți dau un exemplu pe care noi îl avem în industria de utilaje agricole, unde avem, nu știu, 5 implementări pe aceeași industrie, teoretic cu aceleași cerințe, în care top managementul vine, spune, la noi e la fel ca la ceilalți, dar ghici ce, sunt implementări diametral opuse. Unii fac anumite lucruri, ceilalți le fac și ei, dar într-un mod diferit și prin urmare, again, rețetele nu funcționează. Din nou, și pe tine te-am încurcat pe toți 3. Dar de multe ori mai bine să știi ce nu vrei decât ce vrei. Adică e și ăsta un pas înainte. Mulțumim foarte mult pentru răspunsul și prezentarea. Aplauze, vă rog. Continuăm, antreprenorii viitorului.